dacă nu dai, nu te vede nimeni. Mai bine nu comentez. Nu mi s-au cerut, nu. Dacă am vrut, poate am lăsat o ciocolată. Oamenii au senzația că dacă nu dau, nu sunt tratați corespunzător. Dar nu întotdeauna e justificat gestul lor de a da și de o solicitare. Este o mentalitate greu de schimbat, spune secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Adriana Pistol. Pe toți pacienții sfătuiesc să renunțe la aceste practici din simplu motiv că nu vor căpăta niciun fel de îngrijire în plus. Recunoștința ne-o putem arăta și printr-o strângere de mână. Oficialul face apel către pacienți să-i denunțe pe cei care cer mită direct sau indirect. Dintre cei peste 30.000 de pacienți care au completat prin SMS sau pe web formularul de feedback după internare, aproximativ 2% au scris că medicii și asistentele le-au cerut bani sau atenții. Proporția celor care au răspuns afirmativ aproape că s-a înjumătățit față de iunie 2019. Aproximativ 98% dintre cei care au scris în formular că li s-au solicitat foloase necuvenite au transmis că nu doresc să raporteze acest lucru responsabilului anticorupție al Ministerului Sănătății, aproape la fel de mulți ca înainte de pandemie. Reprezentanții pacienților spun că fenomenul plicului s-a redus, dar sumele primite de unii medici au crescut. S-a ajuns să se plătească 3.000-5.000 de lei în obstetrică, în ortopedie, și s-a ajuns și la 7.000 de lei. Încă se dă și la asistente medicale și la infirmiere. Infirmierele care de multe ori aproape că cer, nu trebuie să generalizăm. Reprezentanții pacienților cred că o soluție ar fi un sistem de monitorizare a programărilor unde să fie motivată amânarea tratamentelor. Am avut astfel de situații când medicii amânau nejustificat pacienții, tocmai cu scopul ca pacientul până la urmă să priceapă că dacă nu dă ceva, nu va fi operat. Colegiul Medicilor din România condamnă condiționarea actului medical. Medicii din România au salarii mari și nu există niciun fel de motiv ca ei să accepte plățile informale. Dacă pacientul simte că nu are această atenție care o merită, trebuie să schimbe medicul. Nu să ofere plăți informale. La ultimul Eurobarometru, 18% dintre români au spus că au fost nevoiți să le dea plicul cadrelor medicale, majoritatea peste 200 de euro. România e prima în Uniunea Europeană la plățile informale, iar cei mai mulți cred că angajații din sănătate sunt cei mai corupți, urmați de politicieni.